Păi, eu nu știu ce și prietenie poți să ai cu o femeie, e mult, frate. E mult prietenie, pentru că, ți-am spus, prieteni am doi și repet asta de fiecare dată. Dar, când îți e drag de o persoană, bă, uite, ca și o soră, gen. Nu știu cum să explic. Dar tu când ai fost întrebat de Robi, dacă ei genul tău de fată și te-ai vedea, și tu dacă, n-ai spus nu. Și dacă nu aș fi fost întrebat, nu răspundeam, așa că nu știai. Ok, bun. Bun, ai răspuns. Da. N-ai spus nu. Da. E, păi și ce prietenie poți să cauți tu cu o fată? Dar nu caut, ca... nu caut. Când te simți bine cu o persoană. Ok, dar ce prietenie poți avea tu cu o fată care în ochii tăi ar putea pe viitor să ajungă iubita ta? Nu ai nicio prietenie. Pe mine m-a deranjat ce a ținut de tine față de mine, pentru că tu spunând că văibuiești mai mult cu mine, cumva am simțit niște săgeți. Și săgețile alea tu ți le-ai făcut din contextul creat de mine și ea. Uite cum am stat acolo la masă și tu după aia mi-ai zis, da, mi-a plăcut discuția cu Ștefania. Și eu de asta am spus ieri faptul că mi s-a părut că ești de competiție, pentru că tu nu mai aveai niciun subiect aici în casă și singur te băgai în seamă. Dar realizezi și tu că nu a fost asta? Eu nu știu. Eu am presupus. Ai presupus, pentru că dar, la momentul ăla am crezut asta. Inima ta se duce, sau creierul tău, inima, se duce mai mult spre că aș fi făcut-o intenționat sau că am făcut-o doar pentru că efectiv mă înțeleg bine cu ea. E sincer. 50-50 în mintea mea, sincer. Ok. Nu zic că o să-ți dovedesc, dar o să vezi tu. Nu, singur. Nu trebuie să dovedești. O să vezi singur mie toată... Parcursul tău în casă o să arate chestia asta. Clar, clar, clar. Opa! Cine e chemată în camera roșie? A intră fata. Julie, dă-te! Dă-te! Ce e asta? Ce se întâmplă? Intră încă o fată? Cărea asta ce se întâmplă? Fata, da. Ia să vedem. Nu cred. Dar ce ușă îi? De la camera roșie. La camera roșie. Nu. De la băieți? Nu, e de la camera roșie. Nu! Ca o peretele griu. E peretele roșu. Se vine doamna Andreea. Camera roșie? Ia stai. Vine fată nouă? Băia, nu. Dacă era fată nouă, e fată. E ușa noastră. E la noi. Dacă se deschide în parte. Așa. Nu să vină, mă, fată. Ba nu, nu e la noi, că camera se uită la noi. Nu e la noi. E la nici la ele, e în camera roșie. E în camera roșie, mă. Da, mă. Julie! Da. Vino. O fi o problemă. Da. Ena. Ce se întâmplă? Probleme tehnice. Așa v-a arătat și la mine? Da. Ce se întâmplă? Vezi că în camera roșie la pe partea lor. Surpriză? Nu. Ușa. Camera roșie pe partea noastră. Sau pe partea noastră. Ba, pe partea noastră, cred că. Bine, ce se întâmplă? Dacă pregăteam, nu eram deja sus. Camera trebuie să meargă cineva acolo? Nu. No. O să ne zică dacă trebuie să meargă. Nu poți să-ți dai seama, da, pe ce parte. Aveți emoții? Da. Ce crezi, mă, că vine fată nouă iar? Roberta îl cheamă pe Andrei ca să... Băiat? Dar de ce să vină băiat? Băiat. Cine? A, e băiat. E băiat. E un băiat. Nu, e Robert. Și că e un băiat, nu e băiat. Da, parcă e Robert. Încă e un băiat? Da. Bună, mă numesc Bogdan, am 22 de ani și sunt din Craiova. Sunt un băiat modest, loial și de vreme acasă. Am venit la această emisiune dar pentru a găsi jumătatea aici și pentru a cunoaște o persoană minunată. Nu e Bogdan ăla, liniște. Virginia, știu că mă auzi, aș dori să vin în camera roșie să ne cunoaștem mai bine. Opa! Din Craiova. Opa. Tot de la tine din Craiova. Ia vezi. Opa! Da! E bine! E bine! Au! Ieși din Craiova, de acolo, de la tine. Doamne, hai, dar pe bune, ce e sezonul ăsta? V-a dus toți oltenii. Hopa. Tatuat pe gând. Bă, dar cât suntem? Bă, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Cât suntem noi? 1, 2, 3 2, 4, 8, 6, 7, 8, 8. Mi-ai mai afectat tu? Nu cred. Ce-i cu asta? Lești. Cum mi s-a părut? 8 băieți. Băiat curajos. Dar ia uite-l. Bună, sunt Bogdan. Bună, sunt Bogdan și am venit să cunosc un fată. De fapt, lasă, băi, la început, băi. S-o înțeleg, mă, voi m-ați văzut cum am intrat eu la început, eram, ce faceți, băi? De prezentat, s-o prezentat bine, o am avut vorbele la el. Vorba e direct bine. Vezi că băiatul e tatuat pe gât, e bagabond, ca tine. No. Și poate de la Craiova. Bă, da. Poate vă și știți. Wow, ce prezență. Bună. Bună. Nu ne-am așteptat. Bogdan, îmi pare bine. Ia un loc, trebuie. Iau.
Vreau să spun că mi-a atras atenția încă de la început. Așa. Și aș dori să te cunosc mai bine. Te-am luat prea tare? Da. Păi în loc să mă iei tu pe tine, te-am luat pe tine? Nu știu, că fiind concurent nou... Păi hai, spune. Deci vreau să te cunosc să mai bine. Să le-ți pierzi ideile. Nu, încerc să nu le pierd, mai ales în prezența ta. Te-am văzut de la început, mi-a atras atenția, aș dori să te cunosc. Știu că în momentul de față ești într-o relație și aș avea niște curiozități să te întreb, dacă îmi permiți. Întreabă. Cum este relația ta la momentul de față cu Robi? E ok, doar ce ne-am împăcat. V-ați împăcat, vă înțelegeți după ei? Da. Ți se pare Robi un bărbatul potrivit pentru tine? Vai, dar mi se pare că sunt la un interogatoriu. Nu, sunt doar niște mici curiozități. Ai venit cu întrebările pregătite? Nu, în niciun caz. Sunt doar niște mici curiozități. Robi, dar acum sincer, ți-a povestit Virginia vreodată de vreun Bogdan, tovarăș de-al ei? N-are cum. Bă, și dacă... Adevărul e că au și o relație foarte lungă ei ca să își la... povestească. Da, a fost la date de noapte. La date-ul de noapte se vorbea. Da, păi am stat la date-ul de noapte și am vorbit de poștii ei. Uite, eu cu Ștefania nici măcar n-am vorbit de poștii. Băiatul acesta s-a uitat la tine. Wow, eu am vorbit de poștii. Băi, frate, hai să scap eu pe fata. La cât v-a ascultat? La modul... Nu mă știu. Târziu suntem 8 băieți? O să fim 8 fete, fete, că o să văd de 8 fete. Crezi? Ce ai mă, n-ai apucat să văd când se mai bage? Sau plecă, bă, sau sâmbătă sau duminică plec. Dar nu uitați la mine, bă. Una din două, nu? Ușor, dacă nu mă uitam la tine, unde te ducei? Bă, nu înțeleg cât băieți o să fim. Op, băieți din nou. Am mai fost. Voi să ne înghesuim pe canapel, să ne înghesuim. Hai, lasă că e fain că este mult, mă nu plictisim, o să vezi abuza. Subiect. O, rupem pe băiatul ăla abuza, să vezi ce. Să nu te rupă el pe tine. Bă, da. Ce să rupem, Bogdan? Momentan, din moment ce sunt cu el, dar nu știu cum o să fie pe viitor. Nu pot să garantez chestia asta. I-am spus mereu, nu-mi place să zic că rămân cu o persoană, că n-ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Corect, asta este adevărat. Și îți place cum se comportă cu tine? Uneori da, uneori nu. De aia ne-am și certat. Am observat că nu prea... Ne-ai urmărit. V-am urmărit. Să fiu sincer, nu prea am observat o conexiune așa mare între voi. Păi era culmea. Poftim? Era culmea să fii observat tu. De ce din moment asta? Ce ai venit, înseamnă că ți s-a părut ție ceva, nu? Mi s-a părut ceva la mijloc și sper să fie într-un ceas bun, nu știu ce să zic. Credeam că zici că sper să ne despărțim. Nu, Doamne ferește, nu. N-am venit să vă pun în rău. Nu? Nu, în niciun caz. Da, am auzit, am primit conexiune că ești din Craiova. Sunt din Craiova, da. Și tu, nu? Da. Vrem cadru cu Robi. Să vedem. Au văzut și ei? Au văzut. Mamă. Stai să vezi că acum nu vrem și să vedem camera roșie. Mamă. Nu vedem camera roșie, nu așa. Nu cred. Ei, de ce nu? A ținut conexiune cu băieții. Vrem conexiune. Cu băieții, să vedem pe băieți. Vai că mor. Mamă, o fată foarte... Vrei un băiat de dimineață, da. Eventual pentru mine, nu pentru fete. Și pentru mine. Oare avea barbă? A? Nu știu. Da, era brunet și avea freză, așa. Aoleu. Cum îl cheamă? Bogdan. E bine. Poate să fie și Maluma, că nu cred că se... Crezi? Eu zic, hai, nici chiar Maluma. Că și dacă, Maluma, frate, că ești atât de implicată în situația asta cu tine încât nu există loc de nimeni. Mă, și dacă se duce acolo... Eu nu merg pe permiza asta. Păi tocmai că are o situație că n-aș pă poate să zică... Dacă îi place. Vezi că pare genul. E greu să-l placă așa din prima, bro. La prima apare. Poate îi place? Ia. Yeah. Opa. Sunt lor. M-a chemat-o direct în cameră. Păi, nu știu. Nu pare interesată, sincer? Ei, nu, de unde îți dai seama? Nu poți să-ți dai seama privire. Ceva normal că mai și zâmbești într-o conversație. Uite, vezi? Nu știu de unde te știu, dar pare că te știu. A? Cum ți se pare, Robi? Ei, nu mi se pare... Mă pare implicată, oricum. Vorbește. Care e tipul tău de bărbat în viață? Ce te atrage la un băiat? Fizic sau... Și fizic și caracter. Intelectual. Fizic, am spus mereu că nu am un tipar anume, vreau doar să fie, am zis brunet. Mă refeream la creol, așa mai... Mai bronzat bine, un pic, brunet. Nu? În mare. Ok. Iar la caracter, am spus să fie... hotărât să știe ce vrea asta. Ce vrea de la viață? Îi zisesem lui Robi că mi s-a părut la un moment dat că nu știa clar ce vrea. Și de aia am avut și micile alea. Și mici. Acum și-a băgat mințile în cap, știe? Păi nu știu, asta aștept să văd. Aștept să vedem pe parcurs. Cum ar fi să vină o fată să te cheme pe tine în cameră?
Ia mă. Aici sunt. Bă, omă, nu. Bă, stai, mă, stai un pic să vedem, să-l vedem pe băiat. Bă, bă, eu zic că pare genul, e cu barba așa mare, părul gelat, era gelat. Așa? Așa pe gât? Nu era așa. Așa stătea. Bă, emoții. Vrei să te mint? Era. Sunt Bogdan, sunt de vreme acasă. Vino. Da, da, vino așa aici. Zici, că sunt de vreme acasă, așa? Da. Bă, le-ai cu tine la sală. Da? Bă, Bogdan, acum... Îl montez frumos, nu e problemă. Bă, s-ar putea să-și piardă din treaba asta. Și în momentul în care vine cu noi și vede că noi conviețim aici cu băieții, s-ar putea să-și piardă. Și dacă vine Kitty cu ăsta și îi spune, băi, eu pot, eu nu te suport de la televizor. E șmecher atunci. Auzi, parcă ar fi primul om care zice că nu mă suportă. Bă, mai venit. De obicei am schimbat părerile pe aici. Nu, nu, nu. Bă, ăsta a venit direct. Toți care au venit și nu m-au suportat, toți m-au suportat. Ești dispus să-l lau cunoaștere cu un alt băiat pe viitor?